Și discutăm despre această situație cu Ștefan Edve și realizatorul emisiunii Drumurile Noastre. Bun găsit, Ștefan! Drumurile, bună seara! Știu că ai fost și tu astăzi, ai încercat să afli mai multe despre această întâlnire, dar presa nu a fost lăsată să deranjeze aceste discuții, care până la urmă s-au dovedit a fi inutile. Noi am avut impresia prima dată că suntem la sediu SRI, sediu vreunui serviciu secret din România, că suntem la CIA, pentru că mai rămânea Ministerul Transporturilor să fie înconjurat de jandarmi, mascați sau alte forțe, pentru că noi astăzi am fost anunțați că la Ministerul Transporturilor se duc mai mulți oameni, reprezentanți ai celor federații și confederații din transporturi, care n-au nicio legătură cu protestatarii. Prin urmare, noi, presa, televiziuni, ziarist, reporteri și așa mai departe, ne-am încolonat să ne ducem la minister, nu? Simplu. Ministerul Transporturilor fiind o instituție publică, o instituție secretă, unde se discută, unde se iau decizii strategice și secrete pentru România. Așa, am ajuns la Ministerul Transporturilor și colegii mei erau afară, unde este strada, unde este drumul spre Gara de Nord, acea șosea, ziariști, cameramani și așa mai departe. Și am întrebat, dar nu putem intra? De la barieră, pentru că este o barieră acolo la Ministerul Transporturilor, ni s-a comunicat faptul că a venit o decizie de sus, însemnând etajul 1, prin care noi, ziariștii, presa română, nu aveam acces nici măcar în curte, nici măcar în curtea ministerului, de cum în minister. Așa, nici măcar la toaletă nu aveai voie. Din ce am înțeles, confederațiile s-au autoinvitat la această discuție și negociere cu ministrul Sorin Grindeanu, sau ministrul i-o fi sunat din nou și i-o fi zis, băi, a venit din nou încoa să vadă poporul, să vadă românii, să vadă fermierii, țăranii din țară sau transportatorii, cum vrem să le spunem. Am înțeles că domnul ministru al agriculturii nu-i mai consideră fermieri, nu? Așa am spus mai înainte. Așa? Să vadă că ne-am întâlnit și că am semnat ceva. O minută. Asta în contextul în care Irina, înainte cu 24-48 de ore, sâmbătă seară, 72 de ore, au mai semnat o hârtie, înțelegi? Adică eu nu mai înțeleg care este valabilă, hârtia de sâmbătă seară sau minuta semnată astăzi de aceleași persoane. Păi se pare că nu e valabilă niciuna dintre ele, de vreme ce protestul continuă și are de gând să continue mai departe. Păi în contextul de față eu n-am înțeles de ce Cotaru și celelalte confederații s-au pus să se întâlnească azi cu domnul Grindeanu în secret, pentru că din ce am înțeles i-a scos pe ușa din dos. N-am primit acel comunicat de presă, acea minută semnată, în contextul în care confederațiile de transport s-au dezis de proteste. Au dat public un anunț și au spus, noi nu avem legătură cu protestele. Mă înțelegeți? De asta oamenii din stradă, fermierii, oamenii, poporul român, să știe ministrul agriculturii și ministrul Grindeanu și guvernul Marcel Ciolacu, în stradă se află poporul român, doamnă. Nu se află protestatar, cum îi numește așa, la mișto Florin Barbu. Florin Barbu, ministrul agriculturii, și Sorin Grindeanu, plătiți din banii noștri, ai mei, ai tăi, ai poporului român. Să știe că în stradă se află poporul român. Și că, din ce dau eu seama, Irina, poporul român nu se retrage. Adică oamenii rămân să protesteze. Care sunt semnalele? Apropo de asta, Ștefan, care sunt semnalele? Semnalele nu pare să se oprească, pare să se amplifice. Vămi blocate, dacă ai văzut astăzi. Vămi blocate, drumuri blocate, orașe blocate, orașe mici. Oamenii protestează. Trăim într-o țară, din punctul meu de vedere, liberă. Avem și o Constituție, avem drepturi și așa mai departe și o obligație, evident, dar avem dreptul să protestăm. De asta trăim oamenii ăștia pașnici, nu cum spune altcineva,
Adică am fost acolo cu ei pe baricade, am transmis, protestează pașnic. Că sunt agitatori în rândul lor, asta e cu totul altceva, să știi. Dar oamenii aceștia vor să-și strige disperarea în mod pașnic. Da. Și nu sunt lăsați să se apropie de Palatul Victoria. Pentru că, vă dați seama, acel Palat Victoria, Irina, după ce termin jurnalul, o să treci probabil pe lângă Palatul Victoria. Imaginează-ți că e acel palat din Frozen. Nu știu dacă auzi de celebra poveste de pentru copii, Frozen, acel palat de gheață. Probabil că noi nu mai avem voie încet, încet să ne mai apropiem de palatul domnului premier Marcel Ciolacu. Vom vedea dacă lucrurile vor sta așa, dacă se amplifică protestele. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Ștefan Entveș a fost prin telefon.